agentului Anton vin dintr-o bibliotecă, dintr-o arhivă uriașă, cu milioane de volume și cu toate acestea nu sunt niște dosare obișnuite. Agentul Anton, Petru Comarnescu, nu a fost o verigă oarecare în rețeaua informativă a securității, nu a fost un simplu informator, a fost, așa cum a spus și doamna Tania Radu înainte, un foarte bun portretist și un foarte bun analist, o sursă extrem de valoroasă. Există în aceste sute de note informative pe care le-a furnizat securității timp de foarte mulți ani și din care domnul profesor Boia a făcut o selecție foarte sugestivă, există de literatură pură. Așa ceva nu este frecvent în dosarele securității, dar în același timp puteți privi acest dosar ca pe o ilustrare perfectă a ceea ce poate face poliția politică din om. Dintr-un om cu talent, dintr-un om foarte cool, dintr-un om cu foarte mare potențial, a făcut o sursă excepțională. Și e de răspuns la întrebarea dacă opera lui Petru Comarnescu e în aceste dosare sau în cărțile pe care le-a publicat și care au trecut de cenzura comunistă. Ce vreau să remarc însă la această carte este curajul de a se fi apropiat de un asemenea subiect. Suntem într-o perioadă în care tema de conspirării și tema de conspirării colaborării oamenilor de cultură mai ales este atacată vitriolant în o mulțime de publicații culturale. Oamenii care se apropie de subiecte incomode cum este acesta și care au curajul profesorului Boia sunt stigmatizați și comentați ca niște ființe apatride care fac un gest ne la locul lui asemănător cu gestul păsărilor care își urmăresc cuibul, cum spune un proverb german. Trebuie să înțelegem că experiența acestor dosare și transpunerea lor în formă culturală accesibilă pe care ne oferă domnul profesor Boia este absolut esențială. Fără astfel de cronici nu putem înțelege epoca aceea și nu putem înțelege oamenii care au trecut. Este un gest de curaj pe care trebuie să și-l asume oricine se apropie de aceste dosare și mai ales cei care vor să scrie despre ele, așa cum a făcut eu profesorul Boia. Vă îndemn să o citiți cartea, pentru că probabil puțin dintre dumneavoastră vor veni să citească în original dosarul cu 7 volume al lui Petru Comarnescu, tocmai pentru a înțelege de ce nu ne putem lipsi de această informație, de ce e vitală. În ciuda faptului că în ea este multă durere, este o experiență traumatizantă, intelectual, este foarte greu de suportat. Este însă faptul istoric, este realitatea așa cum a arătat ea. Și fără ea, și fără acest tip de adevăr, acest cap amar, nu poate urma nimic bun. Așa cum bine știți, binele sau mai binele începe atunci când există și adevărul.